mama să dea acceptul și... Auzi, bine, ocupați-vă voi de organizare, anunț și așa mai departe, că știți că mi-e convine. Geta rămâne aici, șefă pe voi, săraca, chiar la fătec. Oameni buni, ce scuze că vorbesc cu gura plină, iertați-mă. Vreau să vă spun ultima dată pe anul ăsta, bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog. Alături de mirobolanta mea, iubită, logodnică și așa mai departe, vreau să vă spunem că, după cum ați văzut la televizor, o să plec la Survivor peste câteva zile, deci o să mă vedeți acolo vreo câteva luni. Eu nu o să vă mai văd pe voi, că după cum știți, avem acces la tehnologie, la telefon, la nimic absolut. Și am să fac vlog acum la sfârșit de an. Eu cu Denisa facem echipă și cu Nero, acum avea apă, că i-am dat de mâncare. Facem echipă să mutăm pentru ultima dată pe anul ăsta oborul la oi. Facem. Nu te pace. Hai jos, draga mea. Hai sus, tata, n-auzi? Pute urât? Foarte urât. Dar brânza îți place? Nu-mi place nici brânza. Cum nu-ți place brânza? Da, dar nu foarte mult. Nu foarte mult, ha? Brânza și pastrama de oaie și astea bune. Salamul, cârnațul. Ce, miroase urât? Foarte urât. Pe bale că doar, uite, aici avem rolul. Da, pune mâna, pune-mă pe fața mea. Păi iubi, ăsta e de la de față, știi cum îi zice ăsta? Auzi, dar că te dai cu de ăsta sara pe față, nu mai faci coșuri deloc. De tu. Sau poți să și le și mânci pe post de rolo. Da, eu mâncam când eram mic, nu vezi? Oh. No, una mie, una ție. Mâncă tu, ia! Auzi? Bun, nu, cu mâncare am glumit. Dacă te dai așa pe față cu balegă de oaie sara, rece ten o să ai. Curat, lună și bec. Doamne, iartă-mă cu cine stau. Am ajuns la țarc, fraților. Trebuie să-l punem tot pe trailer și să-l mutăm în altă parte de aici. Nu ce zici, dragă? Îți place? Îmi place. Foarte harnică această domnișoară, vreau să o laud. Pentru că ne-a desfăcut toate porțile. O smuls toți parii și foarte puternică. Cred că o bag la slep acolo. Vrei să te bag la... La slep, mă bag. La slep, le zic și eu, dar ăla cu palmul, palmul pe ăsta fund, pe ăsta față. Cu fundul. Cu fundul. Ai văzut? Ăla e bine să dai palme la ăștia să cadă din picioare, că tu ești... Testez pe tine. Are palma cât a mea. Testez pe mine. Ce face, tati? Ce face? Ce face? Ce face, tati? Ce face? Ce face? Ce face? Ce-i neagră? Ce-i neagră? Ce-i? Ia uitați-l pe barosanul ăsta că s-a făcut de mare. Ciobănesc de-astea centrală. Tu, ce-ai făcut? Ce-ai cu cameramanul meu? Și bă, tu ce faci? O, ce faci? O, ce faci? Ia uitați ce mare că-s cu măgărușul nostru. E măgăruța, măgărița noată mică. Măgărița noată mică. Măgărița noată mică. E frumoasă. E frumoasă. Ține frumoasă. Ține frumoasă. Ține frumoasă. A terminat omul meu coborul. Mai am câteva zile până să plec. Așa că vlogul ăsta o să-l fac din mai multe zile. O să mai filmez pe aici pe la oi. O să mai filmez cu mama Geta. Cu Liță, cu Geta, cu Leana, cu toată familia, cu Denisa. Să mai filmez câte ceva. Să împărtășesc cu voi plecarea asta. Oho, ce ai aici? Un ielușel! Un breaz fain. Frumos, da. Vai, ce frumos e. Al câtelea e pe anul ăsta? Al 10-lea. Ce putoițele sunt fete, după cum vedeți, am la Florin să luăm una fătată. Da. Uitați ce frumusețe avem aici. Frumosul meu. Gata, gata. O să-l dăm pe frumos, suge un pic, să prinde putere, să facă mare. Bravo! Asta s-a născut ca și mine, flămând. Oh, oh, gata, gata, gata. Face mare și voinic. Face mare și voinic. Ia uitați, oameni, ce echipă puternică. Eu cu Nicu băgam porumb și au venit copiii să ne iau cătățână de saci. Hai scoate saci. Și copii. Am întrebat înainte, dar îi întreb acum. Copii, o să-l urmăriți pe Iancu la Survivor? O să-l susțineți? Da.
Da? Nu o să vă uitați. Împărțim premiul la 4 atunci. Împart cu ei 3 geta, că voi aveți, voi sunteți avuți. Uite că cucuruza e. Ce faci, dragă? Când pleci? Tu, dragă, mâine plec și astăzi vreau să petrec timp cu voi. Hai să vă mai văd o țire. Ia uitați, m-am și tu. Iar mă lași anima lui. Să mă văd tu. Vai, cum să nu, vai ce bine miroși. Parcă chiar mă ia așa sentimentul ăla de... Tu ia așa, e? Da, să trece. E super fain, dar când mă... Geta, rămâne aici, șefă pe oi, săraca, chiar la fătări. Oricum e copilul preferat al mama Geta, deci să o ajute, nu? Tu ești copilul preferat. Hai că v-am zis și eu. Nu, nu te murdă de dragă și mai ales că trebuie să te odihnești. Mă duc numai, vezi că e spars acolo, eu, fuge pe acolo. Mai ales că trebuie să te odihnești. Mă duc până la Florin la oi, că i-am luat o bere, să-mi iau rămas mult de la el. Urmează o perioadă grea din viața ta, frumoasă, dar și grea. Ce faci, bă? Ce mamă, dileule, bă? Ce-i neagră, ce-i negruță? Ce faceți, bă? Eu o să fie dor de voi, bă. Și de oi o să-mi fie dor. Și de Florin Ciobanu, de căței. De toate, iarăși, fraților, pentru că mă duc în a doua serie de armată. Dar o să treacă, cum o trecut până acum, o să treacă și timpul ăsta cu folos. Și o să revenim la primăvară la oițele noastre. Păi, tată, încoace. Băi, dulei, măi, fală. Băi, dulei. Nu știi. Unde a peste cățe? Bă, bă, toată, bă. Ha, putosul. Bă, ce trage. Hai, la 4x4. Hai, ce fain. Uite ce fain, bă. Azi din câte de tenet. Bă, frumos. Bă, frumos. O, Florine, tată, îți predau ștafeta. Da, mulțumesc. Ca și cum eu aș fi fost până acum la voi. Și-a Florin Ciobanu nostru de bază, care e de 2 ani la noi. Salutăm, salutăm. No, să nu uit să mă votez la Survivor, ca pe când vin, ne socotim la salari și dau bani, bun? Da. Uite, o venti Iancu le-a dat la copii bani de plugușor. Da, și ne-a lăsat plugușorul. Ne-a lăsat suprem. Tu știi, așa e? Nu știu. Îl știe, dar e rușine să-l zică singur, dacă l-ar zice toți. Hai că zic și eu, cine zice? Aho, aho, copii și frați, stați puțin și numai. Lângă boi vă lăturați și cuvântul mi-a ascultat. S-a sculat Maian Badică Traian și a zis: Liviule, cântă tu melodia asta, memoria mea. Eu nu știu. Mai știu nicio bine. Hai, deschide-ți ușa, Cristin. Cântă și tu, Liviu. Du-te și tu acolo și cântați. Sau care? O strofă, numai să vedem. Care colindă, știți? Dar care colindă a spus? Ce colindă a colindat? Am fost cu fratele meu. Deschide ușa, creștine, că venim din nou la tine. La mulți ani, mulți ani. Lasă-i bine. S-o trimit. Ți le trimit toate. Uite, hărnicuțul, pentru o ultimă dată. Wow, am încărcare morca prea tare. Excuse me. Pardon. Săracu Iancu, îi mulțumim lui Iancu Sterp. Pentru ultima dată a făcut și el un gest, adică nu știu cum să-i spun, că a făcut un gest de hărnicie. Știa că vine mâine e, ne mai desparte o zi până noaptea dintre Andreea și telespectatori, să aveți un weekend de excepție și îi mulțumim lui Iancu pentru... Și un an nou fericit. Și pentru colea și un an nou fericit. Bun, deci pe aia negri să nu-i tăiem. Nu. Prinde-l de piciorul din spate. N-are nimic de picior, îl prinzi repede. În brațe. Bravo! Ai văzut că ai putut? Ai văzut că îmi prinde picioare. Uite ce frumos e! Vezi bine că trebuie să rămâi aici, să dai mie să sugă, să faci treburi în locul meu. Nu mai vin costumația asta, te rog frumos. Da, așa fac. Mi-ai mers la câinele în grijă, lasă-o de lugeta. Cam tot aia e. Aici, uite miel negru aici, ai zis de miel negru, vezi? Uite-l. Seamănă cu ăla de anul trecut. Scoate-l afară. Da, gumeu, la Denisa, oi, ce flășgană, ce mielul, putem de două zile așa, uite-l aici. Ce bă, tati, ce bă, uite, ce are, e mieluță. Mieluță frumoasă. Ție, dragul meu. Ție, dragul meu. Ție, frumos, ție, ție,
Gata. Să vedem, are doamna mate, că băgă tot satul. Și suge. Uite ce ne-o adus scumpa și vreau să degust. Ioi, deci nu m-a făcut. Așa, fata lui Iancu să guști. Aha. Aia cu banane. Dar nouă? Da. Că nu cred că am mai mâncat. Vai cum arată de mor. Ne-o adus pe aștept, scumpa. Vai, mor. Nu știu din care. Ai auzit de mine? Că a fost la Deni. Ce? Să vedem ce adună la roata ta. Am adus o îndulcere. Vai, draga. Ui că v-ați și asortat. Deni, și tu vrei să îndulcești. Că slabă, măi, fiu. Nu pe mine, pe ea. Pe ea? Ce, dragă? Deni, ți se pare acră? Nu. Cine, mamă? Deocamdată e ok. Deocamdată e ok. Auzi. Că nu stăm prea mult timp împreună. Am vorbit cu Denisa până plec. Mai vreau una. Rămâne în locul meu, te ajută la fătări, de mii, se sugă, trebuie șocotele. Nu, draga mea. Ceapă că ne ajută la toate alea, cum nici pe la piață. Păi da. Bun. Pentru, cred că și pentru prima și pentru ultima dată când dau mii să sugă. Fanul ăsta, nu? Hai, ce bunică. Sugea asta din picioare. Da. Cum ar să iei ăsta, ți-a la usură? Mai, ce să ceară asta de facă, fată. Așa, uitați, eu sunt mai mare. Cred că să și moge greu asta, uite de nu, nu, să știi că e ok. Da. Am mult ziua azi dimineață. O dată. O să-ți fie dor de această meserie. Direct de la sursă. Tu să știi chiar o să-mi fie. Găsi coroastă. Am văzut. Prin junglă ți-o fi dor și de coroastă. Eu mă cred la Survivor deja, aș bea și aș mânca orice. Hai, mamă. Să am niște lapte de oaie la Survivor. Ioi. Lasă că-ți trimitem pe cursa de două. Îi trimitem prăjituri, Deni. Tot ce vrea el. Cu gândul. Așa-i? Așa, tati. Așa, să le dai apă, te rog. Din ca să ne luăm rămas bun de la Iancu pentru că pleacă la Survivor. Așa e, Milan? Da. Da, și să îi rămâm să aibă multă putere acolo, să nu bage în seamă răutățile de acolo, să fie puternic, așa cum au fost și fratele lui. Fratele lui. Și peste vreo 15 ani mere și Mila la Survivor, nu Mila? Da. Așa, da. La faimos sau la războinici? La faimos. Unde mergi, la faimos sau la războinici? Frumos. La războinici. Războinici? Tu și la echipa roșu sau albastru? Albastru. La albastru? Bravo! Bravo! Albastru. Că-i simt eu. La albastru. Ești pe mama acolo, să slăbesc puțin. A, pe tine? Oameni buni, este ultima seară pe care mă trec în familie. Mama, Geta, ce vrei să-mi urez, dragă? Ce altă fără bătaie? Hai să-i urăm fiecare câte ceva. Hai, Denisa, și tu, las mai fi supărat de soacră, hai, poate. Eu sabotez video. Primează-și cu ăsta meu invers. Ce prădare, dragă? Dar și urăm de acolo, de la culiță, ce fiecare ce vrează, ești ultima. Deci vrem să-i urăm câte ceva lui Iancu pentru că pleacă la Survivor și ne-am întâlnit aici jumate de familie, că restul sunt plecați, dar se întâlnește el și cu ceilalți, pă, așa. Vrem să-i urăm să fie, să aibă multă putere acolo la Survivor, să nu bagi în seamă răutățile care o să fie, pentru că o să fie multe, să fie el, în primul rând, că asta e cel mai important, să fie el așa cum îl știm noi și să aibă... Nu știu, să... Cum să-i spun eu? Zi, hai Iancu, hai Iancu! Hai Iancu! Hai Iancu! Așa strici când ne uităm la direcția ora, cum ne mai uităm la broască. El e cel mai mare susținător al lui. Cel mai mare susținător al lui Iancu o să fie Milan aici, o să ne uităm la el la televizor, o să-l susținem. Și Doamne ajută, dacă eu n-am reușit să câștig, să ne aducă Iancu trofeu acasă. A treia oară să fie... A treia oară să fie... Spune-și în bine ceva, ce-i dorești? Îi doresc multă putere. Să fii cu minte, papa, să fugi prin junglă ca fratită. Fratele, ce crezi că l-a învățat? Exact. Cum să fie a treia oară cu noroc, să ai grijă la cerb, știi ce vreau să zic, pe acolo, prin junglă, ca mori. Așa că ai avut două picioare. Două picioare. Înțeleg. Și să fii cu trofeu acasă. Doamne ajută. Dragă, eu am emoții. Să nu plângi. Nu plâng. Când două picioare au. Eu știu că ești puternic, e a doua oară când mergi și... Cred că și tu știi că ești puternic. Ai învățat și de la culiță una alta. Șmecherile. Șmecherile, nu. Culiță
Nu știu, fără de la care învățat la Survivor. Da. Cum a zis Daniela, să fii atent la șerpii de pe lângă tine. Ăia sălbatici cu măs, știi? Șerpii, animalele în sine. Bă, da? Să știi că sfatul ăsta mi-a dat la Maxi și dreptate am văzut că, bă, într-o emisiune pe bani, și așa să nu prea ai încredere nimeni și cred că așa e. Nu, și da. Eu vreau să mai zic ceva cu, da. Cu riscul, bă, să-mi iau hate. Să ai grijă la victimizări, cum știi că sunt mai ori venit încă o dată unii care se cam victimizează ca să îi voteze lumea. Oamenii nu prea pun botul la victimizări și la asta. Eu oricum am încredere mare în tine pentru că ești foarte bun, știți că și în primul sezon, nu că laudar a fost foarte bun, rapid, să fii el în primul sezon nu a fost, dacă mergea de la început, a fost mai după două luni, dacă mergea de la început, cred că avea 100% șansă. Dacă mai multă atenție la final, la țintă, acolo, trebuie să... La îndemânare. Să te concentrezi. Da, pe traseu oricum ești numărul 1, nu te laud, nu te am crezut că nu mă mai iei niciodată la Survivor și iară. Da, deci acum cred că o să-mi ligi anul de bucurie. Și acum tu ce urezi? Eu îi urez multă sănătate și eu am încredere 100% în el. Eu știu iar că e... Și cum e pe traseu, exact cum e Leopardul pe traseu. Și eu să... nu m-am pictat așa gândită la final. Chiar i-am pus auzi, pe... nu vă mai gândiți la final pentru că... Să nu te mai grăbești. Știți, noi suntem și eu și Culiță, de fapt, noi toată familia. Până unde am mers noi, am demonstrat că noi cu caracterul câștigăm mult. Exact. Degeaba, acolo la final e de noroc. Poți să pierzi, poți să câștigi. O să pierzi, o să câștigi, așa o să facă fiecare concurent. Dacă tu ai un caracter drept, un caracter drept și nu. Și iar cu voi, pentru că caracter a fost și bun, adică ați demonstrat ceva, pentru că, drept dovadă, v-au chemat și acum, la Survivor All Stars și pe Culiță, dar nu, el nu mai poate să meargă. Mă, să datorită caracterului, frate, pentru că nu te-ai certat cu nimeni, nici tu, nici Culiță, ați lăsat de la voi, iar, ai văzut, eu da fata aia cu și pe loc, care și acum mai îmi spun oameni pe la piață. Și el nu reacționa... Să fie sănătoasă, că... Deci mai bine și-o scos nisipul ăla din ochi, bă, crimat, tot. Eu văd bine și cu nisipul ăla, am văzut cu ea după aia și am rezolvat. Și de aia, să rog, și de-aia intrat de la mine, chiar nu am Dumnezeu. Și să nu fie dimineața să nu te rogi la Dumnezeu seara din noi, am să-i mulțumesc. Și fiecare zi tu să te rogi la Dumnezeu. Și când o fi mai foame, să te gândești la brânză și la toate cele. Doar să te gândești. Oricum, acolo e un joc... 80% psihologic. E social, psihologic, doar 20% e sportiv. Are legătură cu poți să-ți mama conjeta foarte mult cu tine ca om, cum ești, cu caracterul omului, că dacă știi să te integrezi în societate, dacă ești tu ca om, ești un bun, o să te placă toată lumea și oamenii de acasă. Cel mai important e să nu fii fals, să fii tu, să nu încerci să arăți altă față decât fața pe care o ai tu, să încerci să pari altceva decât ești. Deci dacă ești tu și ești un om bun în sufletul și în sinea ta, nu ai nimic de pierdut și nici n-ai cum să pierzi și cum să n-ai cum să n-ajungi până final. Și, și rămâi, ați văzut, voi doi ați rămas în istorie și rămâneți în continuare. Tot datorită. Eu dacă nu se năștea piticul ăsta și nu trebuia să plec, eram și eu acolo în final. Sigur că poate primul primii trei. Dar am avut aici tot felul de bani. În istorie. La fel a ajuns până în final. Când a fost acum, sperăm să câștige. Eu știți că n-am putut să merg, am foarte multe concerte și uite, pentru că, în primul rând, pentru ei n-am mai putut să merg. Acum și Milan Mare și dacă ajută Dumnezeu, o mai fi și alții pe parcurs. Doamne, să naște copilul. Cât mai era? Ce mărgi, domnul? Și eu s-o lungim. Competiția mai era încă vreo o lună. Deci și eu îmi vreau în suflet, Iancu, să câștige și banii cu trofeul cu tău, bineînțeles. Mama, chiar și depunează trofeul la cineva, că avem nevoie să facem nunta. N-avem bate nuntă, da, și trofeul lui. Deci, ești până la urmă ca social, Iancu. Ca social. Dacă ar câștiga și bani, ar fi și mai wow. Chiar dacă trofeul rămânesc la cineva, dar să aduci bani. Să facem nunta. Eu cu gândul ăsta mă duc să câștig trofeul, că de asta merg până la urmă. Dar acum, ce-o vrea și Dumnezeu și ce se va întâmpla, aia se va întâmpla. Mă duc să fiu un caracter frumos, cum am fost și până acum, să concurez frumos.
Adică, dacă ești să câștigi vreodată, să nu cași peste cadavre ca să câștigi ceva. Să câștigi frumos pe caracterul tău și pe meritul tău. Asta așa o gândesc eu. Doamne ajută! Hai, hai cu trofeu! Doamne ajută și să vedem... Să mai de accident, să se ferească Dumnezeu. Da, să nu mai accident. De uțân, ce eu. Bine, să vedem, să vedem cu trofeu acasă. Doamne ajută și nu uitați să-l susțineți, să-l votați după ce și acum, hai! Forța! Războinici! Forța! 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 Forța!